Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Scenă Deschisă. Sunt Teodora Tompea și vă mulțumesc că sunteți alături de noi la primul podcast televizat din România, desigur aici la Digi24. Invitatul meu din această seară este Robert Glință, notătorul care a făcut istorie, care ne-a făcut mândri din nou de acest sport, ne-a reamintit cât de frumos este. Robert, bine te-am găsit, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună și bună seara tuturor, mulțumesc și eu pentru invitație, o plăcere să mă aflu din nou aici la dumneavoastră. Și să spunem că ești în pregătirea campionatelor și competițiilor care urmează pentru această disciplină sportivă. Tu, anul trecut, la un moment dat pe vremea asta, ne făceai, de fapt ne reaminteai de ce notul este atât de frumos. Ne făceai mândri pentru că ai obținut un record, ai bătut, de fapt, un record mondial la 100 de metri spate. Mulțumesc. Da, pentru mine, să o iau așa cu începutul, sunt într-o continuă pregătire de foarte mult timp, chiar și după Jocurile Olimpice, imediat la o lună de zile a început un turneu în Liga Profesionistă și vacanță nu prea am avut. Mulțumesc foarte frumos pentru complimente. Anul trecut a fost și pentru mine de fapt, cel mai productiv an din toată cariera mea. Am obținut în total 4 medalii la campionate europene și o medalie la campionate mondiale. Nu a fost însă record mondial, dar cine știe, Doamne ajută să fie așa cum ai spus tu, poate urmează și un record mondial. A fost medalie de bronz la campionatul mondial din Abu Dhabi, în proba de 100 de metri spate. Pentru cei care nu cunosc neapărat povestea ta, cum a început toată pasiunea asta pentru sport? De ce ai ales sportul? De ce ai ales, de fapt, notul mai apoi? Cred că se poate spune că sportul m-a ales pe mine decât eu am ales sportul. Provin dintr-o familie de sportivi și mama și tatăl meu au practicat sport de performanță, mai precis karate. Ca un fun fact, de fapt, tatăl meu a fost antrenorul mamei mele la karate și de altfel și karatele a fost primul meu sport pe care l-am practicat încă de la o vârstă fragedă. Și nu te-ai gândit să rămâi acolo? Nu am avut o continuitate suficient de solidă. Inițial am început cu tatăl meu, după care tatăl meu a avut mai multă treabă în mai multe activități în care era implicat. Am făcut cu un prieten de-a lui, însă nu am ajuns niciodată la nivelul de performanță să particip în competiții la karate. Însă de la o vârstă fragedă m-a ajutat foarte mult, cred că din punct de vedere al disciplinării, al responsabilității, pentru că e un sport onorabil, adică am avut destul de multe de învățat în materie de pur și simplu disciplină. După care am început școala, chiar dacă eram în clasele primare, școala era totuși o prioritate și dintotdeauna a fost și este în continuare. Astfel încât am renunțat la karate după aproximativ 2 ani și jumătate, 3 ani. Ulterior mi-aduc aminte că am trecut o foarte scurtă perioadă, maxim 3-4 luni de zile prin fotbal. Am fost recrutat în școala unde învățam, în școala primară în Pitești. Însă, aparent nici acolo n-am reușit să mă țin foarte mult de treabă, că n-am ajuns foarte departe. Mi-aduc aminte că era și iarnă și pur și simplu nu s-a prins suficient de mine încât să mă încheg eu foarte bine în echipă și în acel mediu. După care, povestea cea mai cunoscută între mine și în notul în general, nu neapărat de performanță, este că într-o vară, când obișnuiam să merg cu părinții la mare, o situație foarte superficială, n-am mai reușit să ating eu cu picioarele de fundul piscinei unde eram la hotel unde stăteam și tădeam din brațe ca să încerc să stau la suprafață și nu reușeam, bineînțeles. Strigam după tata, ajutor, mă nec, a sărit tata după mine și am zis gata, asta este, până aici s-a fost, trebuie să mergem la bazin să înveți să înoți. Și cam asta a fost începutul poveștii mele cu notul. În general, am ajuns pentru prima dată pe în bazinul de not de la Pitești, strict ca să învăț să not, însă având în spate și susținerea aceasta și cumva atitudinea și mentalitatea de sportiv din familie, am fost foarte ambițios de mic, am progresat foarte repede încă de la inițiere, de altfel nici n-am stat foarte mult la inițiere pentru că după aproximativ, cred că 3 luni de zile când am început să îmi însușesc foarte bine elementele de bază, de picioare, de brațe. Primul meu antrenor de performanță, domnul Viorel Ciobanu, de la Pitești, i-a plăcut cum m-a văzut el atunci când mă mișc în bazinul mic și m-a pus să fac câteva chestii, i-a zis că îi place foarte mult și mi-a propus dacă vreau să fac parte din grupa lui de performanță. Și bineînțeles am acceptat și cam
cum s-ar spune, restul este istorie. De atunci o lungă poveste plină de întâmplări, ce să zic, fascinante, aș putea spune. Deci lucrurile s-au legat firesc pentru, da, pentru tine. Da. N-ai ajuns neapărat că ai spus vreau să facă not, că mie îmi place tare mult să not sau îmi place apa foarte mult. Nu, în mod deosebit. Dar, după cum am spus, în jurul meu se învârtea întotdeauna ideea aceasta de sport, chiar de sport de performanță. În prezent, tatăl meu este antrenor de pregătire fizică, așa că, în continuare, am o interacțiune foarte activă cu el în materie de pregătire și performanță. Dar nu e greu ca tatăl tău să-ți fie și antrenor, să fie acolo și nu-mi dau seama cât de mult puteți face această delimitare între părinte-copil, antrenor, profesionist sau cel care trebuie să fie în prima linie, să dea tot ce are. Da. Înțeleg, mi s-a mai spus asta, însă din propria experiență pot să spun că deja avem aproximativ 3 ani de zile de când colaborăm și lucrăm împreună, cu rezultate foarte bune, că pot spune că nu este absolut deloc așa. Tatăl meu este o fire mai pragmatică și chiar dacă mă iubește și eu îl iubesc pe el foarte mult, relația pe care o avem este una atât de directă și tocmai pentru că avem o relație atât de deschisă, eu fiind fiul lui, el fiind tatăl meu, nu există inhibiții, tot ce avem să ne spunem, ne spunem cât se poate de direct, adică relația și interacțiunea este una foarte eficientă, astfel încât ajungem direct la ceea ce dorim să obținem în materie de pregătire și performanță foarte ușor și foarte, foarte lejer. Așa că pot spune și din propria experiență cu câți alți antrenori am mai colaborat că faptul că este tatăl meu este oarecum un avantaj, pentru că nu există niciun interes ascuns din partea lui, nici din partea mea, își dorește tot ce e mai bine și mai bun pentru mine, așa că nu am niciun dubiu că va face peste 100% tot ce știe și tot ce poate să-mi fie cel mai bine. M-am întrebat mereu, nefiind un practicant al unui sport de performanță mai ales, m-am întrebat mereu cum e să fii copil și să ajungi atât de repede la un nivel de performanță, dacă simți că ai sărit cumva din copilărie în maturitate, dacă simți că te-ai responsabilizat mult prea devreme, cum ai simțit tu totul, dacă a fost ceva care să percepe acum diferit, adult fiind și pot să discern lucrurile mult mai rațional. Sigur, e foarte interesant pentru că chiar dacă odată ce ajungi la o oarecare performanță, prioritățile încep să se schimbe, cum ai spus și tu, ajungi să îți asumi mai multă responsabilitate, ajungi să îți însușești tu propria cale pe care ajungi să mergi, chiar dacă întotdeauna am avut susținerea părinților mei și apoi antrenorilor mei sau persoanelor care întotdeauna m-au susținut și m-au sprijinit, chiar dacă nu au avut legătură cu sportul. Toată această, nu știu, maturizare a venit totuși treptat. Am avut totuși parte de, și de mediile mele de viață specifice copilăriei. Adică nu ți-a lipsit copilăria clasică? Nu foarte simți mult. Că a fost vreun sacrificiu pe care să-l fi făcut? Deși copiii nu percep neapărat așa sacrificiul. Da, sincer, uitându-mă înapoi, nu pot spune că am vreun regret. Cursul carierei și vieții mele a fost un curs foarte firesc, pentru că am ajuns acum să fiu extrem de recunoscător pentru că am ajuns să pășesc pe această cale încă de la o vârstă destul de fragedă, chiar dacă pentru mulți 9 ani în zilele noastre se spune că este o vârstă destul de mare pentru a te apuca de sport în sine. Și performanța la mine a venit destul de treptat. Adică eu la vârsta de 10 ani când am participat la primul meu campionat național eram pe locul 40, 50, 60. Adică nu am sărit direct în bazinul de not și am ajuns cu medalia de aur la gât. Primul meu podium a venit abia pe la vârsta de 12-13 ani, cât o medalie pe aici pe acolo, dar nu eram deloc primul. Prima medalie importantă la campionat național a venit în proba de 50 de metri fluture. Eu acum sunt spatist, așa că am trecut prin foarte multe experiențe care m-au rafinat până la urmă ca procedeul spate să mă aleagă pe mine. Acest lucru s-a întâmplat pe la vârsta de 14 ani și jumătate și prima medalie, pot spune, cu adevărat importantă și semnificativă și în cariera mea, a fost la vârsta de 16 ani, a fost o medalie de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European. O medalie internațională la juniori care m-a făcut să conștientizez și eu mai mult decât orice
sau decât oricine mi-ar spune orice, că am totuși un potențial și poate un cuvânt de spus mai mult decât ce am făcut deja și vreau să-mi asum această responsabilitate, să văd cât de departe pot să ajung asumându-mi acest rol 100% și a fi sincer și onest cu mine de a mă dedica trup și suflet acestei cariere. Te simți, simți ceva diferit în momentul în care ești pe podium și obții o medalie, indiferent că vorbim de bronz, argint sau aur, sau e doar un lucru pe care noi cei de acasă îl percepem așa măreț și fiind grandios, sau pentru voi contează cu totul și cu totul altceva? Adică momentul ăla, strict momentul ăla de pe podium, e în vreun fel, îl simțiți voi în vreun fel? Cu siguranță îl simțim și noi. Este cel mai deosebit, nu știu, sentiment pe care îl poate obține orice sportiv, cred că din orice sport, pentru că te antrenezi non-stop, 7 zile din 7, 24 din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, tot ce înseamnă pregătire, chiar dacă și odihna vine la pachet în sensul pregătirii. E calculată, pentru că spui că totul e calculat. Desigur, de mai ales în, într-un sport cum este notul, când avem de-a face cu efortul, nu poți să te antrenezi 8 ore pe zi non-stop, pentru că îți dăunează, ai nevoie și de refacere pentru a lăsa. Vom ajunge și aici, pentru că tu ai experimentat ce înseamnă refacerea și ce înseamnă și un corp hiperactiv, mai pe înțeles. Supra-solicitat. Da, într-adevăr. Da, este un sentiment, ca să revin, cu totul și cu totul deosebit, pentru că numai la asta te gândești când te antrenezi în fiecare zi, când lucrurile devin insuportabile și de-a dreptul covârșitoare, dacă ai mai gustat din ceea ce înseamnă urcarea pe podium, aia este ceea ce poate te face să treci peste toate dificultățile, sau dacă nu, să tânjești după ceea ce ai văzut și îți dorești și tu de tare să atingi, pentru că toate performanțele, toate medalele se câștigă în acele ore, zile de muncă pe care le pui la punct înainte de competiție. Așa că rezultatele și medalele sunt doar o consecință a întregii munci pe care o săvârșești de-a lungul anilor în carieră și în pregătire, în bazinul de not și nu numai, pentru că este vorba și de disciplină alimentară, un stil de viață sănătos, ai nevoie de a-ți asuma și această odihnă pentru a avea randamentul necesar să faci fața antrenamentelor, a fi implicat cu totul cu mintea pentru a rafina toate detaliile, colaborarea deschisă cu antrenorii, este foarte complex, de aceea și toate performanțele reușite și realizate fac ca totul să fie de un milion de ori mai dulce și pot spune că și eu cele mai mari emoții cred că le-am simțit când am urcat pe podium, mai mult decât eram în spatele bloc startului, fiind gata să sar în apă să concurez. Și cum gestionezi totuși eșecul, că vorbim acum de succes, momentul în care nu câștigi și știi că te-ai antrenat și poate că ai simțit că e acel moment în care simți, da, a fost minunată această competiție, am făcut ce am putut mai bine și nu te situezi nici măcar pe un loc onorabil. Eșecul cred că trebuie gestionat din multe puncte de vedere. Noi ne plângem, oamenii simpli, oamenii normali, ne plângem când avem o zi proastă. Apoi, dar aminte un sportiv care depune un efort de un milion de ori mai mult decât o facem noi în mod constant și uite că nu reușești. Așa este. Și eșecul face parte din viața noastră de zi cu zi, mai ales a sportivilor. Și cu siguranță trebuie învățat și eșecul să fie gestionat cât mai bine în favoarea ta, să nu-l lasă să te copleșească, să nu-l lasă să te doboare sau să te tragă prea mult în spate, pentru că până la urmă și eu din propria mea experiență cel mai mult am învățat și am urcat și scara aceasta performanței din eșec în eșec. Adică, sigur, victoriile sunt extrem de dulci, dar lecțiile cele mai importante le-am avut și am avut cel mai mult de învățat când totul nu a mers așa cum am planificat, pentru că, pur și simplu, în esență, acolo, într-o experiență mai puțin plăcută, găsești o valoare în informație, ceea ce poți să ți-o însușești sau să o folosești în viitor mult mai eficient, să fie mult mai benefic, să mai crești o treaptă în vederea atingerii performanței. Nu pot spune că și pentru mine a fost floare la ureche să ajung pe locul 4 la o sutime diferență de podium sau să fiu descalificat sau pur și simplu să ratez cu totul o competiție datorită unui sindrom de supraantrenament sau solicitare. Te-ai frustrat vreodată atât de tare încât să spui: eu de mâine nu mai fac asta, eu nu mai vreau să vin la bazin, nu mai vreau să văd apă. Niciodată. Nu s-a întâmplat. Oricât de tare am plâns, oricât de tare eram amăgit, toate aceste eșecuri au aprins un foc mai tare în mine, pentru că n-am putut ca acel eșec să mă definească.
mi-am dorit atât de tare ca nu acel eveniment sau acea experiență să fie Robert Glință, și mi-am dorit atât de tare să depășesc acel moment ca să ajung să demonstrez că Robert Glință este mai mult de atât. Robert Glință va avea succes. Vreau să-i ofer prin toată munca și tot devotamentul pe care îl am și mă implic în această performanță, succesul maxim pe care îl pot eu obține. Astfel așa încât... ai fost de ambițios din totdeauna sau a fost un alt lucru pe care l-ai învățat odată cu sportul și ambiția, curajul, determinarea de a continua? Întotdeauna este o combinație. Poate te și naști cu ceva, cu siguranță, după cum am spus, părinții au jucat un rol important în formarea mea, pentru că am absorbit ca un burete, toată lumea absorbe ca un burete în perioada copilăriei tot ce găsește în mediul în care trăiește. Asta am făcut și eu, mi-a fost insuflată această ambiție și dorința de a câștiga, de a fi mai bun, nu neapărat decât ceilalți, ci decât propria mea persoană, de a mă autodepăși pe mine. Și acest simț al responsabilității de către tatăl meu, poate în special, și de către mama mea, dar și de-a lungul experiențelor și carierei, foarte multe se și învață, foarte multe se consolidează, mai dai cu capul, mai înveți, te mai redresezi, te analizezi și vezi până la urmă ce îți este de folos cel mai mult pentru a păși pe direcția înainte. Povesteam, menționam mai devreme de acel moment în care corpul tău a fost supra-solicitat și știu că mi-ai povestit la întâlnirile anterioare, chiar înainte să pleci la Jocurile Olimpice, cum se manifesta corpul și ce experiență bună în cele din urmă, mă refer ca învățăminte pe care le-ai avut de tras de acolo, a fost pentru tine toată experiența aceasta. Și apropo de ce spuneai, că nu te poți antrena 8 ore pe zi, continuu, pentru că, iată, poți să ajungi într-un astfel de punct. Desigur. Performanța este atât de complexă și cu cât am călătorit mai mult, mi-am dat seama și observând în competiție și în antrenamente că alte țări au dus în alta performanță și natație la un nivel de știință pură. Nu mai lasă nimic la voia întâmplării, tocmai datorită faptului fiind ceva foarte complex, pentru că avem de-a face și cu efortul, dar cu o disciplină deosebită pentru a face față efortului din antrenamente, ai nevoie de foarte multe lucruri care trebuie să-ți meargă bine în afara orelor în care tu depui doar munca fizică. Adică ce ai nevoie concret? De o alimentație corespunzătoare, de o odihnă corespunzătoare, de antrenamentele în care ai parte de efort să fie, în primul rând, inteligente, ai nevoie de o continuitate, de un antrenor care, bineînțeles, știe de efectele pe care antrenamentele pe care le impune, acestea le vor avea, astfel încât niciun organism, la urmă, nu este un robot, încât să reușească să îndeplinească 100% fiecare obiectiv sau fiecare antrenament, oricât de măreț sau grandios un antrenor le-ar pune pe hârtie. Mai presus de atâta, orice organism este diferit, adică și dacă, spre exemplu, mie mi-ar fi atribuit antrenamentele lui Michael Phelps, nu înseamnă că eu aș ajunge la performanțele lui Michael Phelps, așa că un antrenor trebuie să-și dea seama în echipa sa, în cadrul de elevi pe care îi are, diferențele pe care aceștia le percep în antrenamente și efectele diferite pe care antrenamentele, chiar dacă sunt similare, le au diferit asupra sportivilor. Corect, așa că se individualizează. Să fie ceva care poate la altcineva nu ar fi reacționat atât, corpul atât de puternic. De aceea este o muncă continuă și activă și din partea sportivului și din partea antrenorului, pentru că numai așa, din aproape în aproape, din a asculta și a înțelege cu dorință de a fi cu adevărat mai bine, putem împreună să creștem în performanță. Dar ce ți s-a întâmplat ție concret când corpul a fost supra-solicitat? Nu știu dacă noi, iarăși spun, oamenii simpli, ne dăm seama, pentru că antrenamentele noastre sunt maximum de 2 ore pe săptămână, da, în cazul în care mergem la sală. Tu faci asta, cum spuneai, câte ore pe zi te antrenezi? Da, în principiu ajung cam și la 5 ore pe zi. Am avut în ultima vreme câte 2 antrenamente în fiecare zi, de luni până sâmbătă. Antrenament fizic sau aici inclus și bazinul? Și. Deci, 5 ore cu totul. Cu totul, da. Cu totul, adică am luni, miercuri și vineri câte 2 antrenamente pe zi în apă,
marți, joi și sâmbătă am unul în apă dimineața și după-amiază pregătirea fizică. Adică merg mână în mână și totul trebuie să fie... Și doar o zi liberă, remarc. O singură zi liberă care face multe, adică chiar ajută foarte mult. Și știu că ții mult și la programul de somn, că îmi spuneai că ai un program destul de strict de odihnă. Adică este nu treci extrem de esențial pentru mine, totul vine natural acum, pentru că eu nu am cum să fac față antrenamentelor atât de intense și solicitante. Dacă nu mă odihnesc corespunzător, dacă nu mănânc ceea ce trebuie și dacă nu am susținătoarele mele de efort luate la timpul potrivit. Așa că de asta spun că este toată performanța, toată calea performanței este mai mult decât efortul pe care îl depui în acele două ore de muncă în bazinul de not sau în sala de forță sau oriunde un sportiv se antrenează. Este un stil de viață continuu, 24 din 24, 7 zile din 7 de-a lungul anului în favoarea performanței, pentru că dacă nu ai grijă de celelalte aspecte, nici în apă nu are cum să-ți meargă bine. Și ca să crești în performanță, ca să ajungi la cel mai înalt nivel unde cele mai mici detalii fac diferența și toată lumea ține cont de toate aceste detalii, trebuie să faci cel puțin la fel cum face toată lumea, să ții cont la maxim de aceste mici detalii și pe o perioadă atât de lungă de timp încât să le vezi efectul în competiție când lupta se dă între acele sutim de secunde. Și în vacanță te antrenezi atunci când pleci? Știu, sunt rare vacanțele în cazul vostru, pentru că și perioadele acestea depind să fie extra competiții sau pregătire sau cantonament. Da. Și când pleci în vacanță te antrenezi? Nu, depinde. Pentru mine vacanța, spre exemplu, are o altfel de însușire. Eu nu am vacanță când... Credem noi. Exact. Studenții au vacanță sau sunt sărbătorii naționale, deși de cele mai importante sărbători de Crăciun și Paște, cel puțin o zi sau două, de fiecare dată le petresc și eu în familie, pentru că acord și eu importanță foarte mare și înseamnă foarte mult și pentru mine. Însă... Pentru majoritatea sportivilor care practică sportul de înaltă performanță, vacanța vine după un campionat foarte important pentru care te-ai antrenat, nu știu, poate 6 luni, poate un an de zile, fără pauză, chiar și în aceste vacanțe despre care tu vorbești. Prioritățile noastre devin altele și astfel stilul nostru de viață sau, nu știu, ceasul sau ritmul prin care noi funcționăm devine cu totul și cu totul. Altfel se restructurează și pur și simplu ne trăim propria noastră viață în propriul nostru ritm, pentru că știm că așa ne face cel mai bine și știi cum e, când ceva este suficient de important pentru tine, nu mai contează altceva, ci pur și simplu urmărești să faci tot ceea ce este necesar pentru tine să obții ceea ce îți dorești. Robert, printre ultimele dăți când ne-am întâlnit, îmi spuneai că dacă n-ar fi să faci sport de înaltă performanță, te-ai axa pe psihologie, fiind pasionat de altfel de acest subiect. Rămâne în continuare psihologia o pasiune de-a ta sau rămâne un domeniu valabil pentru tine de viitor? Absolut, pentru mine psihologia nu a încetat să mai fie interesantă niciodată și mai mult decât atât se îmbine atât de bine cu sportul de performanță încât pe viitor și eu mă văd îmbinându-le pe acestea extrem de bine, cu siguranță încercând să obțin nu știu, un master, poate chiar și un doctorat în psihologie sportivă și să îmbin alături de toată experiența și informațiile adunate de-a lungul vieții și a întregii mele cariere prin toate locurile prin care am locuit și m-am pregătit prin atât de multe medii de viață și de pregătire alături de mai mulți antrenori, cred că aș fi de un mare folos foarte multor persoane care ar fi doritor să pășească pe calea sportului de înaltă performanță, pentru că se încheagă atât de bine nu numai din afară, ci și pentru un sportiv să înțeleagă de ce face ceea ce face, care este folosul a tuturor evenimentelor prin care trece, cum să reușească să se monteze pe sine atât în eșec cât și în succes, încât să își urmeze parcursul spre obținerea obiectivelor și performanțelor pe care și le dorește. Robert, luăm o scurtă pauză acum, ne întoarcem în câteva minute la Scenă Deschisă, rămâneți pe Digi24. Suntem din nou în direct la Scenă Deschisă. Robert Glință, vă reamintesc, este invitatul meu din această seară. Robert, de unde ai atât, ești foarte tânăr, dincolo de toată performanța pe care reușești să o faci,
ai acest spirit atât de echilibrat și ai această atitudine atât de înțeleaptă și de echilibrată, de unde ai reușit să o dobândești? E clar, vine dintr-o educație foarte frumoasă și foarte bună pe care ai primit-o acasă, dar pare că e un lucru pe care tu îl cultivi tot mai mult și reușești să-l aduci în tine tot mai prezent. Da, cu siguranță. Este și educația primită acasă și un cuvânt foarte mare la avut de spus toată această carieră în performanță, pentru că, după cum am spus, m-a disciplinat atât de tare, nu numai în performanță, ci și în a avea un stil de viață cât mai benefic, în adevăratul sens al cuvântului, pentru trupul meu, mintea mea și sufletul meu. Am ajuns să întâlnesc o multitudine de oameni de pe urma cărora am avut atât de multe de învățat din mai multe puncte de vedere, și în materie de performanță, dar și din punct de vedere spiritual. Am un psiholog cu care lucrez, care de asemenea mi este de... nu folos, ci e o relație pe care o am cu acesta, pe care pur și simplu cuvintele nu o pot descrie, pentru că mi este ca un prieten adevărat și mai mult decât o colaborare pe care am cu acesta din punct de vedere profesional. Spun și foarte multe rugăciuni, îl țin pe Dumnezeu întotdeauna în sufletul meu și peste tot. Spiritualitatea ta este complexă. Cuprinzi practic tot ceea ce poate să însemne pentru tine un ajutor dincolo de puterea noastră de înțelegere. Cu siguranță, absolut. Toate experiențele prin care trecem le-am găsit o însemnătate mai mare decât propria mea dorință sau propria mea putere de a le face față, încât mi-am dat seama că nu multe au venit de la mine și ajutorul pe care l-am primit a fost mai mare decât propria mea putere sau propria puterea persoanelor care m-au putut ajuta, încât rugăciunea de mulțumire și, după cum am spus, relația mea cu divinitatea, încerc să o păstrez să fie cât mai curată și mai strânsă. Ce-ți place ție să faci în timpul liber? Poate filme, cărți pe care să le citești, lucruri deosebite, dincolo de a petrece timp cu cei dragi, de a sta cu familia sau cu persoanele iubite? Da, timpul meu liber este destul de limitat, pentru că, cel puțin în perioada de pregătire intensă, nu știu, în favoarea unor competiții importante, nu prea rămâne timp liber de a face cine știe ce, pentru că cu două antrenamente pe zi, 6 zile pe săptămână din 7, sunt ancorat numai în drumul acasă, bazin, odihnă, alimentație și cam atât. Însă cu timpul foarte puțin rămas îmi place să citesc. Asta clar, am o carte deosebită care este tocmai vorba de spiritualitate. Ce carte? Este vorba de Din tainele vieții și ale universului, de Scarlat Demetrescu. Este tocmai cartea primită de la psihologul cu care lucrez, Aurelian Ursulescu. Deosebită, foarte stufoasă și am ajuns pe la pagina 400 și ceva. Și cel mai mult mă relaxez psihic jucând jocuri video împreună cu prietena mea. Jocuri este video? Jocuri video, da. Ce jocuri îți place să... În ultima vreme am jucat extrem de mult Minecraft. Și că e tot în modă, e la modă acum. Nu știu dacă e la modă de când s-a lansat, de peste 10 ani de zile. Am jucat când eram mai mic, întotdeauna mă mai gândeam la Minecraft și până la urmă am ajuns împreună cu prietena mea, Maria, să mă joc destul de des. Avem un server pe care ne jucăm doar amândoi și putem să... E un sandbox, probabil, nu știu dacă lumea știe, în care ai o lume deschisă, în care poți să faci absolut orice și să fii creativ, să construiești, să minezi, să... nu știu. Și atunci când te enervezi, ce faci ca să te relaxezi? Acum, bun, ești foarte echilibrat, ești într-adevăr un om spiritual, dar cu siguranță ca noi toți ai și momentele acelea în care simți că ți-ai ajuns poate totul la o limită, s-a atins limita cea mai înaltă, ce faci? Da, să știi că nu mă abat niciodată de la program, adică chiar dacă poate în anumite perioade am mai multe zile la rând în care nu mă simt, nu știu, optim sau în cea mai bună stare și cu cea mai mare motivație și dorință de a face performanță, niciodată nu ratez să fac exact ceea ce îmi propun să fac, adică am această continuitate în performanță și în pregătire și în acest stil de viață pe care mi l-am însușit, încât toate aceste emoții sau frustrări sunt trecătoare. Dar nu e greu să ai o viață de cuplu cu programul atât de riguros și cu toate competițiile la care tu trebuie să pleci, cantonament, antrenament?
Până acum nu s-a plâns, iubita mea. Ne înțelege foarte bine, mă înțelege foarte bine, îmi cunoaște foarte bine mediul de viață și prietenii mei, pe antrenorul meu. Când se poate, de cele mai multe ori, este binevenită și a venit cu mine în cantonamente. Antrenorul meu o place foarte mult, astfel încât o invită și pe ea de fiecare dată când are ocazia și poate și ea, pentru că este studentă la psihologie, culmea, la universitate. Înțelegerea este reciprocă și mai mult decât orice susținerea. Este maximă aprecierea și respectul față de ceea ce face celălalt și ne iubim. Asta este foarte frumos și mă bucur tare mult, Robert, să aud acest lucru. Ai menționat la un moment dat de Michael Phelps și știu că ai fost la Jocurile Olimpice, cele care s-au desfășurat, de fapt, anul trecut, dar era restanța de acum 2 ani încă. Da. Te-ai întâlnit acolo cu vreun idol de-al tău sau nu știu, chiar ai idoli în sport sau e vreun sportiv, nu neapărat din natație, care să-ți fie model sau da. Nu există așa ceva? Da, uite, idol și model, eu le consider ca fiind două cuvinte și cu două însemnătăți complet diferite. Okay. Îmi aduce aminte, am mai primit întrebarea asta de mai demult și mi-am mai pus eu întrebarea cum de-am răspuns eu în felul în care am răspuns la întrebarea asta când aveam, nu știu, 13-14 ani și spuneam atunci că eu nu am niciun idol, însă... pe foarte mulți sportivi, nu numai din natație, îi găsesc model, pentru că în fiecare pot vedea ceva ce pot aprecia foarte mult sau ce poate fi mie de folos, astfel încât nu idolatrizez întru totul o singură persoană sau entitate, pentru că toți venim la pachet și cu bune sau cu mai puțin bune sau cu lucruri care pentru unii ar fi folositoare sau pentru alții nu ar fi folositoare, chiar dacă pentru aceia sunt folositoare, astfel încât inspirație poți să găsești oriunde. Am apreciat și din punct de vedere profesional, adică în materie de tehnică, de antrenament sau de concurs sau mentalitate sau abordare de anumite situații, astfel încât am avut aprecierea mea față de mai multe persoane, astfel încât modele am reușit să găsesc peste tot, nu neapărat un singur idol. Cu Michael Phelps te-ai văzut, că l-ai menționat în mai l-am văzut, nu am avut o interacțiune directă și personală, nu eram încă prea mic și nu ajunsesem, nu știu, poate la nivelul la care am ajuns acum, pentru că în prezent am niște relații de prietenie foarte active cu foarte mulți campioni olimpici mondiali și recorde mondiali. Michael Phelps s-a retras încă prea devreme să mi-l fac prieten. Însă l-am văzut, am notat cu el în aceeași piscină. La Rio am participat și eu când el a devenit, a cucerit ultima lui medalie de aur olimpică și mi-am extras întotdeauna, încă de la o vârstă fragedă, o energie, nu știu, fabuloasă, prin faptul că pur și simplu îi vedeam, apoi am ajuns să particip la aceleași competiții cu acești giganți, pentru că Michael Phelps a fost gigantul giganților, nu numai în natație, ci și în orice sport olimpic, fiind cel mai titrat sportiv olimpic din toate timpurile. Și numai prezența lui și prezența mea în același loc m-a făcut să îmi doresc să fiu și eu cel puțin de aceeași prestație ca el. Ce e pentru tine acum prioritar? Bun, dincolo de competițiile care sunt în desfășurare, dincolo de antrenamente sau dincolo de țintele acestea pe termen scurt, care ar fi obiectivul pe care tu l-ai pe termen mediu și lung, pentru că tu ești încă la început de carieră? Adică nu cred că ai ajuns, noi sperăm cel puțin să te vedem și mai sus, și mai sus, sau poate la următoarele Jocuri Olimpice să te vedem acolo pe podium, îți ținem pumnii pentru asta. Ce e pentru tine obiectivul principal? Care este obiectivul principal? Sincer, nici nu am o țintă pe o perioadă foarte lungă de timp, pentru că... Iei totul din aproape exact, în aproape. Chiar iau totul pas cu pas. Adică nu te-ai gândit, mă duc la Jocurile Olimpice, care sunt cele de la Paris, și acolo vreau să iau, nu știu, Doamne medalia ajută. De argint. Până la urmă, cum am spus mai devreme, performanța se construiește acum. Chiar dacă, sigur, îmi doresc o medalie olimpică, nu am cucerit încă o astfel de medalie. Este probabil visul oricărui sportiv care face performanță. O vizez, nu pot spune că nu vizez o participare sau, cum a spus, Doamne ajută, o cucerire de o medalie cât mai strălucitoare la Jocurile Olimpice de la Paris. Sper, cum a spus, să fie doar un început de carieră și de atingere de acest potențial maxim.
pentru că nu prea există neapărat o limită de vârstă la care se poate face cel puțin notul de performanță. O să vă dau un exemplu, nu știu dacă ți l-am dat și data trecută, în Liga Profesionistă, înființată nou, ISL, în echipa în care am participat eu, alături, mă rog, unde am fost capitan, am avut în echipă un brazilian care are 42 de ani în prezent și la vârsta de 41 de ani sau 40 a bătut chiar recordul mondial la proba de 50 de metri fluture în bazin scurt. Așa că acest individ, Nicolas Santos îl cheamă, un prieten foarte bun de altfel, este un model și o inspirație pentru toți cei care privim în zare și poate încercăm să atingem sau să vedem o limită sau un orizont. El ne demonstrează că nu prea există și această limită și orizont este atât de departe cât vrei tu să ți-l setezi. Și am ajuns la concluzia că atâta timp cât reușești să duci mai departe, să ai această continuitate în disciplină și în responsabilitate, pentru că este foarte minuțioasă în materie de detalii performanța, necesită un anumit stil de viață, timpul este mai limitat, energia în cea mai mare parte ți este investită în sport, atâta timp cât reușești, chiar și la o vârstă mai îndepărtată, să ai acest devotament și responsabilitate, poți să faci performanță fără niciun fel de probleme. Robert, pentru că suntem aproape de final și chiar mi-aș dori să rămână această emisiune ca un, nu știu, ca un îndemn, ca un model de viață ce ești tu și pentru cei care ne urmăresc, poate că sunt și cei foarte tineri care ne urmăresc, așa sper. Cum putem să-i convingem pe tineri, pe copii să facă sport? Nu vorbim aici neapărat de sport, de performanță. Să aibă aceeași determinare de a merge până la capăt cu visul pe care îl au, cu meseria pe care o au, să o ducă la nivel de profesional, profesionist, cât mai sus posibil și să învețe din greșeli, să nu ne fie rușine să greșim. Da. Să punem întrebări, să fim acolo, pentru că doar așa putem în cele din urmă, că și tu ești un om foarte expus, adică orice greșeală de-a ta poate să te coste până la urmă Sigur. Destul de mult. Da. Dar asta nu înseamnă că nu ai curajul, știi, așa să mergi înainte. Cuvântul care îmi vine în minte este că trebuie să facem ca totul să fie cât mai atractiv pentru toată lumea cine, nu știu, poate ar exista un potențial și o înclinație spre a veni spre carea sportului de performanță, cu cât copiii vor vedea că este frumos, este un mediu plăcut, este un mediu în care ei se simt bine, sunt fericiți și au acest simț în care simt că ceea ce fac este al lor și nu sunt neapărat forțați să facă acest lucru, împinși cu forța de la spate de către părinți sau de către societate. Doar așa va exista continuitate în a aduce și a păși cât mai departe pe această cale. Da, mai presus decât atât, cred că acest mediu atractiv vine la pachet și cu o infrastructură foarte bine pusă la punct și cu o atitudine din punct de vedere, nu știu, politico-social, încât copiii să vadă că sunt foarte bineveniți, chiar invitați și ei sunt puși pe primul loc, încât plăcerea lor de a face sport să fie mai presus decât orice, nu să fie inhibați, nu să fie sportul într-o competiție cu școala, ci să se înțeleagă că se pot face și amândouă foarte bine, sprijiniți și de părinți și de antrenori. Nu de fiecare dată când un copil de 10 sau 11 ani nu îndeplinește o cerință a antrenorului cu strictețe să-l certe și să-l trimită în șuturi acasă, pentru că e un copil, toți învățăm, nici eu nu le fac pe toate perfect și cu cât există mai multă înțelegere față de copil și susținere, desigur, toți ne dorim performanță, dar trebuie copilul protejat astfel încât să nu fug acasă cu coada între picioare și nu de poate voie, nici prea de nevoie. Copoloșit ca să exact, reușească exact. În cele din urmă să-și depășească propriile limite. Așa este. Este vorba de performanță, iarăși mai ales profesorii care am auzit foarte mult de la foarte multe persoane care acum au renunțat la calea sportului
pentru că nu sunt înțeleși și îi se spun nu te mai du la antrenament pentru că nu-ți termin proiectele sau nu faci față la școală. Și este de înțeles, dar se pot face și amândouă și mai ales pentru sportivii care la un moment dat ajung să ofere nu știu, o oarecare promisiune în materie de potențial, să fie totuși înțeleși, să, și eu la rândul meu am primit înțelegere încă de la liceul, un liceu teoretic, Profil Științele Naturii din Pitești, am primit înțelegere la doamna dirigintă și la domnul director ca două zile pe săptămână să lipsesc la primele două ore din acea zi ca să pot să-mi fac al doilea antrenament, însă țineam pasul cu tot restul cursurilor și aveam note foarte bune chiar. Deci este exemplul că până la urmă școala și sportul de performanță, că exista acest mit la un moment dat că fie faci sport, fie faci școală. Sigur, la rândul meu... Se vede clar că pentru tine școala a fost un loc foarte important și că educația trebuie să aibă sigur, a fost și este rolul în prezent... clasic în viață. Da. În prezent, desigur, îmi este mai greu să fac față și universității ca un student normal care participă la toate cursurile în cadrul universității, însă, la rândul meu, și am avut alte modele în atacia de înaltă performanță, americani, australieni, canadieni, chiar și europeni, de care am auzit sau am văzut că sunt... au obținut deja master în, nu știu, domenii precum biochimie, medicină, contabilitate și participă și urcă pe podium la campionate europene și campionate mondiale. Așa că, la rândul meu, și eu am zis, dacă ei pot, eu de ce nu aș putea? Sigur, este mult de muncă, dar e aceeași asumare de responsabilitate. Se poate, sigur, este mai greu, pentru că nu mai ai toată libertatea din lume să faci, nu știu, nimic. Și să te ocupi de școală pe jumătate, da, spus, și nimic. În rest, sau să stai pe rețelele sociale prea mult. Exact. Și până la urmă, iarăși ce m-a ajutat pe mine să capitulez în a definitiva această nu știu, opinie, este că ulterior tot eu voi avea cel mai mult de câștigat. Dacă reușești să vezi importanța viitorului asupra ta, peste 5 ani, 10 ani, nu vei regreta, pentru că te-ai dăruit mai mult și ai poate sacrificat mai mult și ai pus osul mai mult la treabă pentru a-ți fi bine mai târziu, pentru că îți va fi. Mulțumesc tare mult, Robert, cu acest gând propun să încheiem emisiunea. Mersi tare mult că ai venit la Scenă Deschisă. O plăcere ca de obicei și o inspirație. Sperăm că inspirăm și pe cei mai tineri, dar și pe cei poate din generația mea, să-ți urmeze exemplul, îndemnul și să aibă mai multă determinare în tot ceea ce fac. Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Digi24. Vă doresc o noapte liniștită.